Salut și bine ați venit pe GL Crypto. Astăzi vorbim despre Bitcoin, facem un update, avem zone de buy și rezistențe, după care deschidem și un trade pe Binance. Pe mai multe monede o să fac analiza tehnică duminica viitoare, așa cum v-am obișnuit. Sper că zonele de buy pe monedele din videoul trecut v-au ajutat, pentru că s-a făcut profit cam pe toate. Ok, și acum haideți să vorbim și despre acel trade, pentru că așa se vor desfășura următoarele videouri pe YouTube. Deci în prima fază voi face cât un video la 2 zile cu analiza normală care o făceam și înainte pe Bitcoin, dar o să deschidem și un trade împreună. Am dat acest tweet, este ceva mai interesant, ca să zic așa, este funny. Deci se vor face 2 pull-uri aici pe Twitter, într-unul bag 4 monede, iar voi veți alege una, după care în următorul pull o să alegeți dacă îi dau long sau short. Okay? Eu o să pun $1000 la bătaie în aplicația Binance. Cu banii ăștia voi deschide 10 trade-uri, da? Construite de voi în pull-uri, a câte $100. Leverage-ul va fi de 20x. Nu o să există o zonă anume. Da? Deschid aplicația Binance și plasez direct un market order. După ce deschid tranzacția, o las până când mă lichidează sau până când se va face un profit bun. Nu folosesc stop loss sau stop loss-ul va fi punctul în care mă lichidează. Da? Înțelegeți? Tranzacția o deschid în video, în fiecare video pe YouTube. Da, și s-ar putea să se piardă acești bani sau nu. Ideea e că dacă se va face ceva profit după aceste 20 de zile sau după aceste 10 tranzacții, acest profit o să îl împart cu voi, da? O să aleg 2-3 abonați, depinde dacă se va face o sumă rezonabilă. Ok, Doamne ajută. O să organizeze o extragere și cine iese, acela va primi o parte din profit. Da? Probabil, vedem, depinde de sumă, da? Dacă se va face profit în primul rând și dacă profitul este unul ok și merită să-l împart la 2-3 persoane, e bine, dacă nu o să aleg doar o persoană. Da? Dacă se va face profit, pentru că sunt destule șanse să pierd toți banii. Okay? Toată treaba asta se face în scop de entertainment. Am zis să facem ceva mai diferit, să nu rămânem doar pe analiza Bitcoin, să devină totul plictisitor. Da? Nu trebuie să mă copiați pentru că totul este random. O dăm random să vedem ce se întâmplă dacă facem totul la vrăjeală, ca să zic așa. Ok, să nu folosesc alți termeni. Nu o să îmi folosesc nicio cunoștință pentru a deschide acele trade-uri. Ok? Și pur și simplu voi alegeți moneda pe care merg, long sau short, și aia a fost leverage-ul 20x și vedem ce iese. Deci, Doamne ajută! Bun, deci până acum avem așa, avem Elrond, normal, este o monedă preferată de foarte mulți dintre voi, dar și de mine, monedă în care am investit. O să investesc și se pare că până acum, da, deci sunt 194 de voturi, se pare că se vrea un long pe EGLD. Bun, deci după ce termin de analizat Bitcoin-ul, deschid aplicația și am dat direct long, da, cu $100 și vedem ce iese. Dacă mă lichidează, mă lichidează. Dacă nu, înseamnă că facem ceva profit și voi opri tranzacția, văd eu cum. Da, dacă o să văd un profit, ok, da. Deci nu o să opresc dacă văd $5 profit. O să o las puțin, ok? Și vedem ce iese. Chestii de astea am mai făcut pe Twitter, înainte, dacă țineți minte sau dacă mă urmăriți de mult, dar nu și pe YouTube. Da. Deci am băgat bani de la mine și profitul s-a făcut profit. Dacă mai țineți minte, da, mă repet. Iar la fel am făcut o tombolă, extragere și am împărțit banii. S-au făcut atunci, dacă țin minte, 100 de dolari
o dată și încă 100 încă o dată, nu mai țin minte. Parcă de două ori am făcut chestiile astea. Da, am făcut extragere, iar unul dintre abonați a câștigat 50 de dolari, pentru că știu că s-a făcut ultimul, s-a făcut undeva la 100 de dolari profit și am împărțit. Dacă mai țin minte exact, dacă nu, puteți să căutați pe pagină. Că veți găsi. Ok? Bun. Dacă vreți să vedeți ce servicii ofer, avem canalul privat de Telegram, unde fac analize tehnice pe monede de top, dar nu numai. Explicații pentru fiecare chart, zone de buy, zone de rezistență, fac videouri, update. Ok? Avem ședințele pe Zoom, dar este full până în februarie, mi se pare, așa că n-are rost să mai vorbesc despre asta. Și mai avem live chart-uri. Da, analize tehnice updatate la fiecare zi. La fel, analize tehnice pe monede de top. Acum am băgat și S&P 500 și Tesla. Avem Zoom cu cei de pe live chart în fiecare duminică. Da, acesta este, astea sunt monedele pe care le analizăm acum. Cu scenarii, cu zone de buy. Da. Avem și Tesla acum. Bun. Și acum să trecem la analiza tehnică pe Bitcoin. Vreau să vă arăt ceva pe BLX. O să vorbim despre bullish real în prima fază. Deci BLX. Dăm pe weekly să vedem ceva. Suntem pe logarithmic chart. Și da, de cei care folosesc Elliott Weights, probabil că știu că zona, hai să vă arăt, e pe Fibonacci retracement, zona asta la 2,24 sau între 2,24 și 2,3 este o zonă destul importantă pe Fibonacci. Bun. Și acum, ăsta e bull marketul din 2011, ăsta e bear marketul. Deci ăsta e topul și ăsta e bottomul bear marketului. Luăm Fibonacci retracement, luăm magnetul de sus până jos, dar suntem pe logaritmic chart. Okay. Și vedem că zona asta, 224 sau între 224, 223, ne-ar fi anunțat sau ne-a arătat vârful următorului bull market, cel din 2013. După care a venit bear market. Mai ales să facem aceeași treabă cu următorul bull market. Luăm același Fibonacci retracement din top până în bottom. Și ce să vezi că același nivel, 224, 23, ne-ar fi indicat topul, vârful următorului bull market, adică cel din 2017. Este o zonă foarte importantă, 2,24 pe Fibonacci retracement. Acum dacă facem exact aceeași treabă, haideți să vedem ce rezultat avem. Deci 224, 23 este undeva în zona asta, între 188 și 209, ok? Deci undeva în acest range noi va trebui să avem topul bull marketului actual, adică acest val 5, o să vă arăt imediat. Da, deci pot da un spike acolo, se intră FOMO, da, pentru că se știe valul 5, este destul de rapid, destul de puternic, totul se desfășoară haotic, se intră FOMO, știri bune, da, după care intervine ceva și s-a spart bula, la revedere, a venit bear marketul. Asta doar dacă se respectă structura din trecut. Okay. Bun, și acum Elliott Weights, după cum știți, avem așa. Primul val, 2, 3, 4 și 5. Ăsta e scenariul bullish, da? Toată lumea știe. Și acum o să luăm Fibonacci extension. Da, din punctul 0, 1 și îl ducem în 4. Și avem un alt range. Da? Deci odată avem 224 pe Fibonacci retracement, iar pe extension avem zona aceasta.
range-ul acesta unde noi ar trebui să vedem un top. Avem 1.618, este la 300.000. Nu zic că nu se poate întâmpla treaba asta, dar da, undeva la anul, în niciun caz anul acesta, să vedem un spike până în 300.000, dar ideea e că eu văd toată treaba asta în bullish scenariu undeva la 220.000. Da, la anul între martie și iulie, undeva în zona aia. Okay. Acum suntem în lunile astea care de obicei sunt bullish. Pe Forex noi numim treaba asta, adică numeam înainte când eram pe Forex, Halloween Effect, probabil știți sau puteți citi despre treaba asta. Este intervalul ăsta octombrie-decembrie, da, unde de obicei piața este bullish și stock marketul la fel, da? Și se poate întâmpla acest Wave 5. Ok? Avem acest range. Și acum să luăm și Fibonacci extension din punctul 2. De data asta 3 și 4. Și avem zona asta 1.618 pe logaritmic chart și 0.786. O zonă destul de importantă. Ok? Deci normal se va întâmpla ceva după 200.000. Cam la asta mă aștept pe scenariul bullish. Acum, știu că se tot vorbește despre aceste crize sau criză financiară sau orice se poate întâmpla anul acesta pe stock market. Ați văzut că am avut o corecție pe S&P 500, care acum a devenit bullish, dar scenariul nu este atât de bullish pe cât unii cred. O să vă arăt imediat, intrăm și pe S&P 500, de fapt hai să intrăm acum la câte vorbim. Scenariul ăsta îl ține de ceva timp, da? Țineți minte că eram undeva în zona asta când am proiectat acest scenariu. Ok, pe S&P 500, vă puteți uita și în celelalte videouri. Deci, avem acest ABC, ok, care se poate transforma într-un expanded flat. Am spus că asta e o zonă de buy la 4337, asta s-a și întâmplat, s-a ajuns până în zona aia, a recuperat acest gap, a rezolvat imbalanța, acum a format altele. Ok, se duce în sus și avem aici rezistență la 4518, o respinge, dar se poate duce și mai sus. O altă rezistență importantă este la 4573, la care trebuie să aveți grijă. După care ultimul target al acestui expanded flat, da, încă nu vorbim despre un expanded flat pentru că n-a făcut un higher high, dar dacă o să fac un higher high, o să vorbim despre acest scenariu. Da, și ăsta e targetul maxim la 4600. Ok. Deci am avut o gaură, acum vrea să iasă din el, dar încă nu putem fi atât de bullish. Valul ăsta ce ne poate duce chiar și până în 4050. 4050 confirmă valul 4 pentru că este 0.382 pe Fibonacci retracement. Un target al valului 4 pe Elliott Waves. Okay. Aici avem ABC-ul. Ăsta este un target 4573 pentru C. Dar normal că se poate opri și în această zonă să scadă fără nicio problemă. Vom vedea, încă menține acest scenariu, așa că nu are rost să schimbăm nimic. Dacă o să treacă de 4600, o să vă spun unde este următoarea zonă de rezistență importantă. Da. Bun, trecem înapoi pe BLX. De fapt, o să intrăm pe Bitcoin USDT, chartul Binance. Și haideți să intrăm puțin pe volum. V-am spus că volumul, deci prețul a crescut și volumul a scăzut, da? Păi s-a întâmplat treaba asta pentru că exchange-urile au dat prețul în sus, intenționat. Probabil că vor să restarteze bull marketul, v-am mai spus. Că eram undeva la 58 sau 60 sau poate chiar mai jos. Când v-am atenționat că ăștia vor să dea prețul aproape de all-time high. Încă nu l-a spart, e normal să se oprească aici,
Este și un double top, dar n-are rost să vorbim despre că se vede. Da. Dar faza cu volumul este pentru că creșterea asta n-a fost organică, da? Deci nu retail traderii au făcut treaba asta. Exchange-urile au dat prețul în sus și atunci volumul normal că este în scădere. Asta ne poate, această divergență ne poate anunța că urmează o cădere, urmează un crash, urmează orice vreți voi, o corecție. Ok, și este și normal. Te uiți la chart și vezi că nu prea ai ce căuta aici cu longuri sau cu zone de buy pe spot. Okay. Mulți traderi au intrat short în această zonă, să dăm pe daily puțin. Deci, de ce nu scade prețul sau de ce ar putea să bubuie în sus? Pentru că dacă ăștia dau o corecție, să dau un crash acum, mulți, având în vedere că mulți au intrat short și sunt shorturi deschise și în acest moment, ei va trebui să-i plătească pe ăștia, da? Dacă vor da prețul în jos, ceea ce nu o să le convină, pentru că au dat prețul în sus artificial din rezervele lor proprii. Și atunci, având în vedere că această creștere n-a fost provocată de un FOMO, da? Ei probabil vor da prețul în sus, da? Dar probabil că veți vedea ceva volum. Da? All time high-ul trebuie să-l spargi cu volum. După care, normal că trebuie să vină și o corecție. Vedeți cum arată, este un straight line și normal că ne trebuie și o corecție. Toată lumea o așteaptă și va veni. Stați fără frică că n-are cum să urce într-o sută de mii din acest moment. Okay? Avem și știrile cu ETF-ul, putem avea și un sell de news, normal, da? Nu este neapărat să fim atât de bullish, dar v-am explicat, dacă ăștia dau prețul în jos, va trebui să plătească pe ăștia care au intrat short și probabil că nu o să le convine. Da? Pentru că atunci când prețul a crescut, mulți erau bearish în această zonă, au intrat short, încă sunt short, da? Short squeeze, i-au lichidat, iar acum vă dați seama că este destul de probabil să vedem că all time high-ul va fi rupt. Da? Pe statistici am văzut lichiditate la 65, la 68 în prima fază, deci s-ar putea să vedem prețul în acel în acea zonă. Pe Dow Theory îmi dă între 71 și 78 o zonă de corecție, adică 71 aici, 78 este aici. Deci probabil că în această zonă vom vedea o corecție. Până acolo prețul poate să crească. Da? Să intrăm și pe un time frame mai mic, să vedem pe Elliott Waves cum, ce zone putem avea. Acum, haideți să ne uităm și puțin pe weekly. Deci, în prima fază avem așa, avem un teaser top, da? Care are rolul de rolul de suport, ăsta este de la 60.000. Dacă rupe acest 60.000, este destul de nasol pentru că acea corecție poate continua. Dacă le-a suport, este ok. Atâta timp cât stă peste 60.000, este ok pentru tauri. Hai să oprim volumul, că nu-mi place când e acolo. Mai să ne uităm puțin și pe RSI. Suntem pe weekly. Da, să dăm puțin pe logaritmic chart și avem așa. Deci v-am explicat că ăsta este valor 1, 2, 3, 4 și 5. Asta avem și pe RSI, dacă vă uitați. Avem 1, 2, 3, 4 și 5. Și acum ce vedem noi pe RSI? Păi 1 este cel mai jos punct, da, este normal. 2 nu a depășit, n-a făcut un lower low pe RSI. Este valul 2 confirmat, după care 3-ul a fost cel mai lung. Ok, valul 3 a urcat cel mai mult RSI-ul, acum a coborât pentru valul 4, care valul 4 nu este neapărat să coboare mai jos de valul 2, pe RSI vorbesc. Și acum valul 5, vedeți că RSI-ul are unde să crească. Da? Deci
ăsta poate să depășească 93. Da? După care totul să fie overbought, să fie super extins, FOMO mare în piață, probabil un sell de news masiv, să nu știu. Poate pot inventa ăștia, nu știu, un spot ETF, de exemplu, care este un lucru mai bun decât acest futures Bitcoin ETF. Și să fie un sell de news masiv, după care, bam, bear market, nici nu o să vă dați seama când să intrați în acel bear market. Ok, asta este pe RSI, trebuie să intrăm și pe un time frame mai micuț acum. Dăm pe 4 ore. Haideți să ne uităm la RSI, că avem și aici divergence. Deci prețul, deci RSI în acest moment anunță că o să avem o corecție. Ok, avem un higher high, dar RSI-ul nu reușește să facă aceeași treabă. Ok, asta este un strong bearish divergence și trebuie să fim atenți. Pentru că din acest moment, da, din această zonă de la 62.900, RSI-ul ne anunța că trebuie să ieșim din piață în caz că suntem long. Pentru că va urma o corecție. Normal că asta poate fi ștearsă, dacă ăștia dau prețul în sus, se va șterge această strong bearish divergence, pentru că RSI-ul va face și el un higher high. Dar în acest moment trebuie să luăm și treaba asta în considerare și nu trebuie să intrăm long. De fapt, clar, nu intri long acum, arată, nu poți să intri sub all-time high, sub o rezistență atât de puternică, nu prea poți să intri long. Deci dacă prețul se va duce în sus, nu se va duce pentru că intră toată lumea FOMO sau că sunt multe longuri, da. Va fi dat printr-un pump sau va fi dat prețul în sus de către instituții market maker, da? Bun, deci all time high-ul, haideți să vedem, este undeva în zona asta și v-am explicat că nu intri sub rezistență. Dacă le-a suport, este ok, dar n-ai ce căuta cu longuri sau cu cumpărături pe spot sub rezistență importantă, pentru că te trezești că după ce ai cumpărat, prețul scade și stai să te întrebi de ce se întâmplă treaba asta. Așteaptă un pullback că va veni și n-ai decât să intri atunci. Acum stai și te uiți ca la televizor. Da, e spectacol. Nu prea ai ce să faci. Short, la fel, este destul de riscant să intri, pentru că ăștia pot lichida short-urile imediat. Mulți se așteaptă să scadă la un pullback, da, și probabil că nu se va întâmpla treaba asta. Da. Și atunci, haideți să intre și pe un time frame mai mic și pe Elliott Waves putem avea un scenariu, nu zic că asta se va întâmpla, deci asta să fie valul 1, 2-ul acesta, avem ABC, da? Pentru valul 2, 3-ul în această zonă, 4 și 5. Acum să vedem ce targeturi avem pentru acel val 5 sau ce zonă de rezistență. Da, valul 3 la rândul lui vedeți că este forma din încă 5 valuri, 1, 2, 3, 4 și 5. Da. O să luăm Fibonacci extension din punctul 1, din punctul 0 și 1 și ducem până în 4. În ce zone de rezistență putem avea pentru acest val 5 și este 1618 la 68.000, dar avem și 2618 la 73.000. Vedem că acum respinge nivelul 1, este normal pentru val 5. Avem și bearish divergence, ceea ce iară pe Elliott Waves sau cei care folosesc această metodă știu că valul 5 sau pe valul 5 întotdeauna trebuie să vedem un bearish divergence, un strong bearish divergence. Și ne anunță, da, normal ne anunță că trebuie să cadă, dar nu prea e ce să, la ce să te aștepți, da, atunci când ești
Într-un pump ești aproape de cea mai importantă rezistență, normal că vei vedea doar pattern-uri bearish. Bun. Hai să le facem peste cu roșu pentru că sunt rezistențe. Asta șterge. Deci valul 5 mai poate continua. Avem 68. Iar avem și 65, doar aproape că a fost atins. Ok, deci cam astea zonele de rezistență. O să văd și zone de buy. Zonele de buy le puteți lua de aici, dar vor fi invalidate atunci când vă face un higher high. Deci probabil că atunci când voi o să vă uitați la acest video, va trebui să fac un update. Update-ul îl voi face întotdeauna pe Telegram. Bun. Acest val 4, da, pentru că avem valul 3 și vedeți că valul 4 este foarte, foarte scurt. Avem un ABC în această zonă. Și o să creăm un alt scenariu. Deci avem valul 4 format dintr-un A, B și C. Da, și acum pentru valul 5 avem așa 1, 2, 3, 4 și 5. Haideți să vedem 3-ul, luăm Fibonacci extension din 0, 1 și 2. Iar 3-ul ăsta mai poate continua, de fapt o să avem o altă rezistență în zona asta la 65.884 pentru acest val 3. După care să avem o corecție, dar nu este neapărat să avem o corecție mare pe scenariul acesta. Bullish și o să luăm un Fibonacci din 2 în 3, Fibonacci retracement. Iar 4, după cum știți, îi place zona asta la 0.3. Da. Deci cam asta poate fi un scenariu bullish până în 68.000 pe acest val 5. Dar mai ales să vedem și un scenariu bearish în care putem vorbi despre un expanded flat, pentru că expanded flat poate duce până în 0.3, deci încă putem vorbi despre acest scenariu, da? Să avem așa. ABC, A-ul este format din un alt ABC pe care vi l-am arătat, da, A, B și C. Da, dacă ar fi fost format din 5 valuri, nu mai putem vorbi despre un expanded flat, pentru că un expanded flat are pe valul A sau între 0 și A un alt ABC, ok? Dacă între 0 și A aveam 5 valuri, atunci puteam vorbi despre un zigzag. Ok, și acum avem între A și B un alt ABC, A, B și C, după care 5 valuri în jos, care să confirme acest C, dar scenariul ăsta se poate invalida foarte repede. Aștia, dacă m-ai dat un pump până în zona asta la 64.800, s-a invalidat scenariul acesta. Ok, pentru acest scenariu aveți zonele de buy, astea zonele de buy pentru el. Okay. Pentru in and out le puteți folosi. Ați văzut așa cum v-am dat și duminica trecută, zonele alea au fost foarte ok, cam pe toate monedele. Bun. Deci aveți zonele de buy, n-are rost să le mai punem încă o dată. Dar hai să vedem ce scenariu mai avem. Deci ăsta e scenariul bullish cu zonele de cele mai importante de rezistență. Vedem că respinge în acest moment 63.745, o rezistență pentru că este nivelul 1 pe Fibonacci extension, o să vă arăt imediat. Și următoarele cam astea sunt cu roșu, da? 73, 78, 87, 89 și 102. Okay, pentru scenariul bullish. Trebuie avut grijă pentru că ăștia pot da pump până într-o 100.000 destul de repede, dar nu așa cum vedeți aici, da? Deci valul 3 este format din încă 5 valuri. Ok? Deci va trebui să vedem și pullback-uri. Dar având în vedere că suntem pe acest val,
care este cel mai strong, puteți să vă așteptați la o creștere foarte rapidă și strong, da? Pentru că e valul 3, pentru main wave 5, cum ar veni, da? Ok, și acum normal că aveți și scenariul crash, scenariul bearish, pe care nu trebuie să îl uităm atâta timp cât nu trecem de 73 de mii, da? Dar nu este neapărat să se întâmple treaba asta, pentru că ar intra Bitcoin-ul într-o gaură foarte, foarte mare. Deci trebuie să se întâmple calamități, pandemii, crize financiare și alte cele, ca să vedem acest scenariu. Dar este unul valid pe care trebuie să vi-l arăt, pentru că trebuie să știm de el. Da, se poate întâmpla. Da, în acest moment este în acest target pentru un regular flat, target 1, pentru acest val B, da? Dar B-ul poate atinge și valoarea de 73.000 sau între 73.000 și 78. Da? După care să vedem C-ul, care poate coborî până în 15.000. Deci nu zic că asta se întâmplă, este doar un scenariu pe care, da, mulți îl favorizează, le-ar conveni și mie mi-ar conveni, dar este un scenariu pe care trebuie să-l luăm în considerare. Dar personal nu cred că se mai poate întâmpla așa ceva. Atâta timp cât nici pe stock market nu cred că anul ăsta vom intra într-un bear market. Eu personal. Ok? Pullback-uri putem avea. Putem ajunge chiar și până în 52.000, 50.000. Ok? După care să-și vadă iară de treabă. Dar nu cred că vom vedea 15.000. Este un scenariu valid, într-adevăr, pe care trebuie să îl arăt. Am văzut că și pe Twitter lumea a fost mult mai interesată de acest scenariu decât de scenariul bullish. Da? Vedeți că am postat aici ieri. Deci ăsta e scenariul bullish pe Bitcoin, dar sunt 5 comentarii. Și când am postat scenariul crash, avem 30 de comentarii. Și cred că sunt și mai multe like-uri. Da? Deci lumea cam trage la acest scenariu. Ok, deci trade-ul până acum va fi long pe EGLD. Bun. Deci cam asta este pe Bitcoin, haideți să mai dăm și un pic pe daily. Să vă mai arăt o chestie, o luăm un Fibonacci extension. Dar din punctul ăsta îl ducem până la 52.000. Asta e September low, dacă l-a rupt, adică zona asta la 40.000, dacă l-a rupt, atunci poate confirma bear market-ul, dar până atunci nu este neapărat. Ok, ce vedem noi aici? Vedem că suntem pe logaritmic chart, da? Dacă dăm pe linear chart, vedem că respinge nivelul 1. Nivelul ăsta 1 și la cum arată, este un nivel perfect pentru un zigzag, da? Adică un ABC. De obicei veți vedea că respinge, dar avem nivelul 1, avem all-time high-uri, normal că să vedem treaba asta. Zone importante sunt 1,272 pentru acest zigzag și poate chiar 1,618 la 78.000. Ale sunt zone și pe Dauta ori îmi zice că între 70 și 70 ceva o să avem o corecție mai măricică. Acum vom vedea, corecția asta poate să vină oricând, cui îi pasă, eu știu unde să cumpăr, long term. V-am explicat și vouă, celul de pe Telegram a dat mai multe detalii la cum să facă, cum să cumpere, cum să nu rămână agățați în vârf, este ușor. Banii nu se fac atât de greu în cripto dacă ai răbdare și ești constant. Ăsta e tot secretul, ok? Mai ales dacă ești pe spot, nu prea ai nicio treabă. Cu leverage-ul vorbim altfel, da? Bun. Și de asta încă acest scenariu încă este valid, acest ABC, okay? Pentru că arată foarte, foarte bine. Pentru acest scenariu, acest zigzag, dar n-are rost să mai continui cu treaba asta, pentru că iară mi-au hate, o să-mi zic de lumea că sunt prea bearish, n-are rost pe mine, eu nu, oricum nu sunt nici bearish, nici bullish, nu mă interesează în ce zonă, eu pun zonele de buy. Dacă vreau short, nu prea intru de obicei, așa că eu sunt mai mult cu spot-ul, mai mult cu longurile. Pe leverage nu-i mai dau atât de tare,
ca înainte, da, deci bani se fac, eu gros 1 miliard din tranzacțiile pe spot pe care le fac, da? Nu mă interesează bearish sau bullish real, da? Ok, deci așteptăm un pullback după care puteți să fiți safe. Ați văzut că și zonele de buy pe care le dau, de asta de obicei vedeți respingere, de obicei vedeți că sunt ok să fac profit pe ele, pentru că așteptăm zonele, da? Eu vă fac să aveți răbdare, pentru că nu se intră cum a ajuns la platformă cum gata deschid un trade, așa cum o să fac acum cu treaba asta cu Twitter-ul, da? Deci nu așa se face. Ok, pe cam atât pentru, ia să intrăm puțin și pe, nu am mai uitat pe DXY ăsta ce face. De, normal că scade pentru că Bitcoin nu crește. Asta dacă, ia, deci o să dăm pe line. Asta este neckline-ul W-ului. Dacă îl testează, o să dăm înapoi pe candle. Na, deci îl poate pretesta după care să crească. Dacă ăsta crește, adică dacă le ia suport, acum vedem că s-a oprit în acest, are o altă zonă de suport aici la 93.7. Dar poate cobor și mai jos, să ia suport neckline-ul pe line chart, okay, adică body candle-ul, după care să crească. Dacă ăsta crește, Bitcoin-ul va avea o corecție destul de mare. Vedeți că zona asta, deci, săracul să înceapă să crească, să crească destul de rapid. Cum a scăzut în zona asta, așa o să și crească, da? Cam așa se întâmplă de obicei. Plus că mai există și încă o zonă, undeva la 98. O să vedeți din nou o creștere rapidă. Probabil ceva de genul, bam, bam, consolidare, după care iară crește. Ok. Asta poate face și Bitcoin, având în vedere că este la all-time high, se poate consolida mai mult timp aici, după care se hotărească. Pump or dump. Ce mai avem pe aici? Dominanța Bitcoinului, care ce mai contează? Păi avem așa, avem acest W, la fel, dacă a rupt neckline-ul, o să crească destul de rapid dominanța, da? Dar până atunci, normal că putem vedea o descreștere și o să fie bine pentru altcoin. Ok, pentru că atunci când Bitcoin-ul va merge, chiar dacă vrea să rupă, să crească dominanța sau vrea să rupă 100.000 Bitcoin, da? Se va opri și atunci când se va opri, când va lua o pauză, o să fie ok pentru, de fapt, între timp, până într-o 100.000, dacă vrea să ajungă acolo, între timp va avea și pauze, da? Astea vor fi zonele în care altcoinurile vor crește. Aici vedem că aproape ajunge de rezistență. Dacă ajunge acolo, destul de posibil să vedem un reversal benefic pentru altcoins. Bun. Ok. Păi cam atât. Haideți să deschidem și trade-ul să vedem ce iese și din treaba asta. Live. O să scriu un titlu Live Trading. Dar este mai mult de fun, vă dați seama că nu. Deci Binance. Mai trebuie să facem și lucruri de astea. Mai ales că dacă se face profit, o să-l împart cu voi. Ok. La fel și pe grupul privat de Telegram. Se vor face două extrageri pe lună, unde se vor câștiga abonamente gratis. Ok, deci ce a zis? Elrond, așa rămâne, da? Elrond, long, long pe Elrond. Ok, deci am zis cum intru, cum i-am dat un long. Deci am 1000, am lăsat 1000 aici, am contul ăsta, unul dintre conturile pe Binance. Deci, hai să-i dăm puțin pe Elrond. Deci rupem noi piața acum, facem dă milioanele. Deci EGLD USDT, EGLD USD, deci este, da? Perpetual. Ok, deci $100 ar veni cam 10% și long. Bam.
Bun, deci mă lichidează la 192, s-a dus la 192, la revedere, am pierdut. Dacă s-a dus mai sus, e ok. Scoatem milioanele. Și mai am balanță 905. Ok, acum o să las 3 după, așa, și ne auzim în 2 zile. Vedem ce a ieșit. Probabil că dacă se vor face vreo 20 de dolari profit, o să închid. Da? Dacă nu, se duce în jos și mă lichidează, se închide singură. Ok. Vom vedea, în fin. Este mai mult de fun, nu faceți treaba asta. Este random, poate să meargă sau poate să nu meargă. Vedem la sfârșitul acestor 20 de zile sau 10 trade-uri pe care o să le avem. Bun, păi v-am salutat. Dacă vreți să mă urmăriți pe pagina de Twitter, intrați și pe site-ul meu, vedeți serviciile dacă doriți ceva. Și cam atât. Bun, v-am salutat. Ciao.